acum puteți să vedeți. Mama, nu știu ce era. Binecuvintează, Părinte! Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și vecii vecilor. Amin! În pace Domnului să ne rugăm! Amin! Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm! Pentru statornicia Sfintelor lui Dumnezeu, Biserii și pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu, intră și se roagă în ea, Domnului să ne rugăm. Doamne, Fericitul Părintele nostru Daniel, Arhiepiscopul Bucureștilor, Mitropolitul Muntenii și Dobrogei, locțitorul tronului Cezarei Capadociei și Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, pentru cinstita preoțime și ceantru Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Doamne, popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoarea de Hristos armată, Domnului să ne rugăm. Pentru robii lui Dumnezeu, Daniel și Florentina, care acum se logodesc și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm. Amin. Pentru ca să li se dea lor fii spre moștenirea neamului și toate cererile cele către mântuire, pentru ca să li se trimită lor dragoste desăvârșită, pașnică și ajutor, Domnului să ne rugăm. Pentru ca să fie binecuvântației în deplină înțelegere și în credință tare, pentru ca să fie poziției în viață și purtare fără prihană, ca Domnul Dumnezeul nostru să le dăruiască lor nuntă cinstită și viață neîntinată, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fii izbăviți ei și noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Pe prea sfânta, curata, prea binecuvântata, slăvita stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții să o pomenim. Prea sfânta, toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Amin.
toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Amin. Dumnezeule cel veșnic, care pe cele despărțite le adun într-o unire și ai pus dragostea legătură neîntreruptă, cel ce ai binecuvântat pe Isaac și pe Rebecca și ai arătat pe ei moștenitor făgăduinței tale, însuți binecuvintează și pe robii tăi aceștia, Daniel și Florentina, povățuindu-i pe ei spre toată fapta cea bună, că milostiv și viitor de oameni Dumnezeu ești, ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace tuturor. Faptele voastre Domnului să le plecăm. Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și veci vecilor. Amin. Se lovădește robul lui Dumnezeu Daniel, roaba lui Dumnezeu Florentina, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se rogodește robul lui Dumnezeu Daniel, roaba lui Dumnezeu Florentina, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se rogodește robul lui Dumnezeu Daniel, roaba lui Dumnezeu Florentina, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Se logodește roaba lui Dumnezeu Florentina, robul lui Dumnezeu Daniel, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Logodește roba lui Dumnezeu Florentina, robul lui Dumnezeu Daniel, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se logodește roba lui Dumnezeu Florentina, robul lui Dumnezeu Daniel, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Patriarhului Avram mai călătorit în Mesopotamia, trimițându-l să logodească femeie stăpânului său Isaac și prin mijlocirea scoaterii de apă e descoperit să logodească pe Rebecca. Însuți binecuvintează logodna robilor tăi Daniel și Florentina și întărește cuvântul pe care și l-au dat, unește-i pe ei cu sfânta unire de la tine, că tu dintr-un început ai zidit bărbat și femeie și de la tine se însoțește bărbatului femeie spre ajutor și spre dăinuirea neamului omenesc. Însuși, Stăpâne, dar Dumnezeul nostru, Cel ce ai trimis adevărul peste moștenirea ta și făgăduința ta peste robii tăi, părinții noștri, cei aleși ai tăi din neam, caută spre robul tău acesta, Daniel, și spre roaba ta aceasta, Florentina, și întărește logodna lor în credință, în înțelegere, în adevăr și în dragoste. Că Tu, Doamne, ai arătat să se dea logodire și să se întărească toate. Prin inel s-a dat lui Iosif stăpânirea în Egipt, prin inel s-a preamărit Daniel în țara Babilonului, prin inel s-a arătat adevărul Tamarei, prin inel Părintele nostru cel Ceresc s-a îndurat spre Fiul cel Risipitor când a zis, dați inel în dreapta lui și junghiim vițelul cel gras mâncând să ne veselim. Această dreaptă a ta, Doamne, a întrarmat pe Moise Marea Roșie. Căci prin cuvântul Tău cel adevărat cerurile s-au întărit, pământul s-a întemeiat.
și dreapta robilor tăi să se binecuvinteze cu cuvântul tău cel puternic și cu brațul tău cel înalt. Însă, dar și acum, Stăpâne, binecuvintează această punere a inerilor cu binecuvântare cerească. Și Îngerul Domnului să meargă înaintea lor în toate zilele vieții lor. Că Tu ești Cel ce binecuvintești și sfintești toate câte sunt și Ție slavă înălțăm. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Prea sfânta, curată, prea bine.
Sfântoara și pururea Fecioara Maria, cu toți Sfinții să o pomeni. Prea Sfântă Sfântoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu. Tururea și vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Amin. Miluiește. Dumnezeule cel prea curat și ziditorul la toată făptura, care din iubirea ta de oameni ai prefăcut cu asta strămoșului Adam în femeie și ai binecuvântat pe ei și ai zis, crește și vă mulțiți să păniți pământul. Și pe amândoi i-a arătat un trup prin însoțire, căci pentru aceasta va lăsa unul pe tatăl său, pe mama sa se va uni cu femeia sa și vor fi amândoi un trup, și pe care Dumnezeu i-a unit omul să nu-i despartă. Cel ce ai binecuvântat pe robul tău Avram și ai deschis pântecele sare, l-ai făcut tatăl al multe neamuri. Cel ce ai dăruit pe Isaac de veche și ai binecuvântat nașterea ei, care ai însoțit pe Iacob cu Rahela și din ei ai arătat 12 patriarhi. Cel ce ai însoțit pe Iosif cu Asineta și l-ai dăruit flori prunci pe Efrem și pe Manase. Care ai primit pe Zaharia și pe Elisabeta și l-ai dat flori prunci pe înainte mergătorul. Cel ce din rădăcina lui Iesei, după trup, ai crescut pe pururea Fecioara și din ea te-ai întrupat și te-ai născut spre mântuirea neamului omenesc. Cel ce pentru negreitul tău dar și multa bunătate ai venit în Cana Galilei și nunta care era acolo ai binecuvântat-o, ca să arăți că din voia ta se face însoțirea după lege și nașterea de prunci din această însoțire. Însuși, Stăpâne Preasfinte, primește rugăciunea noastră a robilor tăi și precum acolo și aici fiind de față, cu ajutorul tău cel nevăzut, binecuvintează nunta aceasta. Și dă robilor tăi, Daniel și Florentina, viață pașnică, lungime de zile, înțelepciune, dragostea uneia către altul, dar de prunci, seminție cu viață îndelungată, cununa cea neveștejită a Măriei, învrednicește-i ai vedea pe fiii fiilor lor, păzește viața lor fără bântuială și le dă lor din roua celui de sus, și din belșugul pământului. Umple casele lor de grâu, vin, unde lemn, de toată bunătatea ca să dea și celor lipsiți. Și le împlinește lor și celor ce sunt dinpreună cu ei toate cerurile cele pentru mântuire, că Dumnezeu milostiv și îndurător și de oameni iubitor ești. Și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Amin. Binecuvântate ești, Doamne, Dumnezeu nostru, Sfințitorul nunții cele tainice și prea curate, și legiuitorul nunții cele trupești, păzitorul nestricăciunii și venicitorul cel bun al celor de trebuință vieții. Însuși, Stăpâne, cel ce din început ai zidit pe om și l-ai pus pe el ca pe un stăpân al făpturii și ai zis, nu este bine să fie omul singur pe pământ, să-i facem noi ajutor din strânsul. Și luând una din coastele lui, ai zidit femeie pe care, văzându-o Adam, a zis, iată, acum os din oasele mele și trup din trupul meu. Aceasta se va numi femeie, căci din bărbatul său s-a luat ea. Pentru aceasta va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa, și se va uni cu femeia sa și vor fi amândoi un trup, și pe care Dumnezeu i-a unit omul să nu-i despartă. Și acum, Stăpâne Dumnezeu nostru, trimite harul tău cel ceresc peste robii tăi aceștia Daniel și Florentina, și dă roabii tale acestea să se plece în toate bărbatului său, și robului tău acestea să fie cap femeie, ca să vetuiască după voia ta. Binecuvintează pe Doamne Dumnezeu nostru, precum ai binecuvântat pe Avram și pe Sara. Binecuvintează pe Doamne Dumnezeu nostru, precum ai binecuvântat pe Isaac și pe Rebecca.
Binecuvintează pe Doamne Dumnezeu nostru, precum ai binecuvântat pe Iacov și pe toți patriarhii. Binecuvintează pe Doamne Dumnezeu nostru, precum ai binecuvântat pe Iosif și pe Asineta. Binecuvintează pe Doamne Dumnezeu nostru, precum ai binecuvântat pe Moise și pe Semfora. Binecuvintează pe Doamne Dumnezeu nostru, precum ai binecuvântat pe Achim și pe Ana. Binecuvintează pe Doamne Dumnezeu nostru, precum ai binecuvântat pe Zaharia și pe Elisabeta. Păzește pe Doamne Dumnezeu nostru, precum ai păzit pe noi în corabie. Păzește pe Doamne Dumnezeu nostru, precum ai păzit pe Iona în puncte cele închidului. Păzește pe Doamne Dumnezeu nostru, precum ai păzit de foc pe Sfinții trei tineri, trimițându-le lor rou din cer. Și să vină peste bucuria aceea pe care a avut-o fericita Elena, când a aflat cinstita cruce. Adu-ți aminte de Doamne Dumnezeu nostru, precum ți-ai dus aminte de Enoch, de Sem și de Ilie. Adu-ți aminte de Doamne Dumnezeu nostru, precum ți-ai dus aminte de Sfinții Tăi, 40 de mucenici, trimițându-le lor cu unul din cer. Adu-ți aminte, Doamne Dumnezeu nostru, de părinților care au născut și au crescut, pentru că rugăciunile părinților întăresc temeliile caselor copiilor. Adu-ți aminte, Doamne Dumnezeu nostru, și de robii Tăi nașii, Aurel și Florina, de mântașii care s-au donat la săvârșirea acestei sfinte taine. Adu-ți aminte, Doamne Dumnezeu nostru, de robul Tău, Daniel, de roaba Ta, Florentina, și binecuvintează-i pe ei. Dă-le lor roadă pântecele lungi, bun și bună înțelegere și plătească și trăpească. Înalți-i pe ei ca pe cetul Libanului, ca pe vie odrăsită. Dă-le lor roadele pământului, ca toată îndestularea vânt, să sporească spre toată partea bună și bine plăcută ție și să vadă pe fiii fiilor lor ca pe niște mlădițe tinere de măsline între jurnițelor și bine plăcând înaintea ta să strălucească precum luminătorii pe cer. Însă bine Domnul nostru, curioase cuvinte slava, puterea, cinstea și înțelepciunea împreună și Părintele Tău cel fără zice pur și Duhului Tău cel de viață făcător. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Amin. Dumnezeule cel Sfânt, care din țărână ai făcut pe om din coasta lui, ai făcut femeie, ai însoțit-o lui spre ajutor, pentru că așa a plăcut slavei Tale să nu fie omul singur pe pământ. Însuși acum, Stăpâne, întinde mâna Ta din Sfântul Tău lăcaș și unește pe robul Tău, Daniel, cu roaba Ta, Florentina, pentru că de către Tine se însoțește bărbatul cu femeie. Unește-i pe ei într-un gând, încrunează-i într-un trup, dăruindu-l roadă pântă celor de obândire de prunci bun. Ca Ta este stăpânirea și a Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Se cunună robului Dumnezeu Daniel, cu robului Dumnezeu Florentina, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se cunună robului Dumnezeu Daniel, cu robului Dumnezeu Florentina, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se cunună robului Dumnezeu Daniel, cu roaba lui Dumnezeu Florentina, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Se cunună roaba lui Dumnezeu Florentina, cu robul lui Dumnezeu Daniel, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se cunună roaba lui Dumnezeu Florentina, cu robul lui Dumnezeu Daniel, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh.
roaba lui Dumnezeu Florentina, cu robul lui Dumnezeu Daniel, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, cu mărire și cu cinste, Tăci bunul nează-i pe dâșii. Doamne Dumnezeul nostru, cu mărire și cu cinste, Apostol și va
Evanghelist Ioan, citire. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Să luăm aminte! În vremea aceea s-a făcut nuntă în Cana Galilei, iar mama lui Iisus era acolo. Și au fost chemați la nuntă și Iisus cu ucenicii Săi. Și sfârșindu-se vinul, a zis mama lui Iisus către dânsul, nu mai iau vin. Iar Iisus i-a răspuns, ce ne privește pe mine și pe tine, femeie? Încă n-a venit ceasul meu. Mama sa a zis celor care slujeau, faceți orice vă va spune. Și erau acolo 6 vase de piatră puse pentru curățirea iudeilor, care luau câte 2 sau 3 vedre. Iisus le-a poruncit, umpleți vasele cu apă, și le-a umplut până sus. Apoi le-a zis, scoateți acum și duceți nunului, iar ei i-au dus. Și când nunul a gustat apa care se făcuse vin și nu știa de unde este, ci numai slujitorii care scoseseră apa știau, a chemat nunul pe mire și i-a zis, orice om pune întâi vinul cel bun și când se amețesc, pune pe cel mai slab. Dar tu ai ținut vinul cel bun până acum. Acest început al minunilor l-a făcut Iisus în Cana Galilei și și-a arătat slava sa. Și au crezut întrânsul ucenicii Săi. Pentru ca să ni se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Sănătatea și mântuirea lor. Doamne, 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 încă ne rugăm pentru toți frații noștri și pentru toți drept slăbitorii creștini, pentru sănătatea și mântuirea lor. Și viitor de oameni, Dumnezeu, ești ție slavă, înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Amen. Miluiește. Doamne Dumnezeul nostru, care
cu purtarea ta de grijă cea de mântuire, binevoit în Cana Galilei, arăta nunta sfințită prin venirea ta, însuși acum pe robii tăi aceștia, Daniel și Florentina, pe care binevoit ai însoțit unul cu altul, păzește în pace și bună înțelegere, arată nunta lor cinstită, ferește patul lor neînținat, binevoiește să-și petreacă viața lor fără prigană și învrâncește să ajungă bătrâneți fericite, cu inimă curată, împlinind poruncile tale. Că Tu ești Dumnezeu nostru, Dumnezeu care miluiește și mântuiești și Ție slavă înălțăm împreună cele fără de început al Tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău, Duh, acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Cine vrednicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire, fără de osândă, să cutezăm a Te chema pe Tine, Dumnezeu, Tatăl cel Ceresc, și a zice... Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se în voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Și ne iartă nouă greșelile noastre, pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și noi ce pe noi ne ispită și ne izbăvește de ce rău. Amin. Ca Ta este împărăția, puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Pace tuturor! Capetele voastre Domnului să le plecați! Ție, Doamne! Dumnezeule, Cel ce Toate le-ai făcut puterea Ta și zidit lumea și frumusețea cu mâna tuturor celor făcut de Tine, pe acest pahar de oște pe care le-ai dat celor care se însoțesc în anul, binecuvintează-ți cu domnicească Ta binecuvântare, că s-a binecuvântat numele Tău și s-a preslăvit împărăția Ta, Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și cu ururea și în vecii vecilor. Rugați-vă, Domnul!
puneți mâna dreaptă pe Sfânta Cruce, mâna stângă peste mâna cealaltă, nașul să țineți de cununie, mărit să fii mire ca Avram, binecuvântat să fii ca Isaac, să te mulțești ca Iacob, umblând în pace și lucrând în dreptate poruncile lui Dumnezeu. Vă încunoască singură dată. Și să uitați Sfânta Evanghelie și Sfânta Cruce. Să uitați mâna mea. Să uitați mâna nașului. Să uitați mâna nașii. Și amirese. Așa. Să dați mâna de fără. Vă rugăm să vă fiți. Nașa și mireasa, așa, vă închinați de trei ori și mireasa. Puneți mâna dreaptă pe Sfânta Cruce, mâna stângă peste mâna cealaltă. Asta, așa. Nașa să țineți cu mine. Și tu, mireasă, mărită să fii ca Sara, să te veselești ca Rebeca, să te mulțești ca Rahela, veselindu-te cu bărbatul tău și păzind rânduielele legii, că așa a binevoit Dumnezeu. Daniel și Florin, care cu purtarea ta de grijă s-au întocit prin unirea binecuvântează intrările și ieșirile lor. Înmulțește cu bunătăți viața lor, primește cununile lor în împărăția ta, păzirii curat, fără prihană și ne-a suferit. Veci vecilor! Amin! Pace tuturor! Capetele voastre în Domnului să ne plecăm. Tatăl, Fiul, Sfântul Duh, trăimea cea întru tot sfântă, de o ființă și începătoare de viață, o dumnezeire și o împărăție să vă binecuvinteze pe voi. Să vă dea vouă viață îndelungată, naștere de prunci bun, spor în viață și în credință, să vă umple de toate bunătățile cele pământești și să vă îmbrădicească de despătarea bunătăților făgăduite. Pentru rugăciunile preasfintei născătoarei de Dumnezeu și ale tuturor sfinților. Cu venirea sa în Cana Galilei arăta nunta cinstită Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate sale maici, ale sfinților slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale sfinților de Dumnezeu încununaților și întocmai cu apostoli împărați Constantin și Elena, ale Sfântului Mare Mucenic Procopie și ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni viitori. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți miri, dragi nași, cinstiți mântași, iată că astăzi
am fost martor la un eveniment deosebit pentru cei doi, Daniel și Florentina. Este momentul pe care nu-l vor uita toată viața. Este momentul în care ei au devenit o familie, o familie creștină. De acum înainte, și prin rugăciunile pe care noi preoții le-am adus aici înaintea Sfântului Altar, Bunul Dumnezeu își va revărsa harul Său peste voi și vă va întări dragostea care v-a adus înaintea acestui Sfânt Altar. Vă va da putere, vă va da înțelepciune, răbdare și unuia și celuilalt, pentru că, dragii mei, această călătorie care începe astăzi, călătoria vieții voastre, din păcate, trebuie să o spun, nu este presărată numai cu bucurii. Mai apar din când și mici piedici. Dar tocmai această dragoste care v-a adus aici să vă întărească și să vă dea putere să treceți peste toate. Aveți alături de voi rugăciunile părinților, aveți alături de voi rugăciunile nașilor care de astăzi au devenit părinți spirituali. Niciodată să nu lăsați la o parte rugăciunile și sfaturile părinților sau ale nașilor, dar mai presus de toate, niciodată să nu uitați de Cel ce astăzi v-a făcut să fiți amândoi un trup, Bunul Dumnezeu. Fiecare lucru pe care îl veți face să înceapă cu o mică rugăciune adresată Lui. Fiecare împlinire pe care o aveți să urmeze și o mulțumire, ca să se dovedească că, într-adevăr, gândul vostru a fost în permanență la El. Astăzi vi s-au pus pe deget inelul, semnul unei dragoste care trebuie să fie fără de început și fără sfârșit. Această dragoste să dăinuiască până la sfârșitul vieții, să vă întărească și să vă călăuzească pe această cale. Amin. Dumnezeu să vă binecuvinteze, casă de piatră și la mulți ani. Iar Maica Domnului să fie o Să lăsăm. Să ținem. 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 Să țin